Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere, al cărei moto introductiv este a studia fără a gândi este pierdere de timp, dar a gândi fără a studia este periculos. Astăzi vom încerca să aflăm ce sunt artele marțiale, de ce se practică și care este rolul lor în societatea occidentală de azi. Se poate spune despre artele marțiale că au existat de-a lungul întregii istorii a omenirii. Artele marțiale, în acceptul actual, au în general origine orientală și presupun căutarea de către practicanți a unui sens mai adânc decât simpla pregătire pentru o confruntare fizică. Practicarea artelor marțiale înseamnă mai ales dezvoltarea unei conștiințe superioare în armonie cu mediul înconjurător și autocontrol realizat prin exerciții fizice și mentale, la care se adaugă cunoștințe extinse de medicină, filozofie orientală, tehnologia materialelor pentru folosirea armelor, psihologie și altele. În funcție de principiile strategice folosite, rolul acordat forței, vitezei și inițiativei, artele marțiale se împart în două mari ramuri sau școli, stilul extern și stilul intern. Echipa de filmare a TVR Cluj s-a deplasat zilele trecute până la sala de sport unde se desfășoară antrenamentele cursanților. Vom afla mai multe de la invitații emisiunii, și anume scriitorul și maestrul de Tai Chi Chuan Mihai Șerban, în prezent conducătorul clubului Ming Dao din Cluj-Napoca, și Crina Vereș, de profesie medic cu numeroase alte diplome și specializări, precum biologie, chimie, fizică și, nu în ultimul rând, arte marțiale, pe care le-a practicat în urmă cu mai mulți ani, ajungând la titlul de maestru. Ceea ce ne interesează să aflăm de la invitați este modul în care artele marțiale pot favoriza o dezvoltare interioară, creșterea vitalității organismului și menținerea stării de sănătate timp îndelungat. Deși prezentarea unui subiect legat de artele marțiale nu e o premieră aici la TVR Cluj și unii dintre dumneavoastră ați fi tentați să credeți că deja știți despre ce este vorba, ei bine, veți vedea că abordarea acestui subiect se va realiza dintr-un cu totul alt punct de vedere. Bun găsit la emisiune! Bine v-am găsit! Înainte de a intra în tematica emisiunii, vreau să te întreb cum a început pasiunea pentru Tai Chi și de ce? Aș putea să spun că dintotdeauna am avut o pasiune pentru artele marțiale. Recunosc că atunci când eram tânăr, copil chiar, era ceva copilăresc, era ceva, să zic așa, o frondă tinerească, mă interesa aspectul de confruntare, de luptă, de victorie. Și în consecință am și practicat karate, judo și aikido, fără să ajung la un nivel de excelență niciunul din aceste domenii. Aș putea spune că mi-am îndreptat atenția înspre Tai Chi atunci când eram pregătit. Și m-am simțit pregătit acum 8 ani. Într-un context care, bineînțeles, este ceva mai larg, am putut să mă apropii de această artă marțială și mi-am simțit sufletul și voința pregătite pentru această practică. Și iată-mă, de 8 ani mi-am consacrat energia, gândirea și voința acestei arte marțiale. Aceeași întrebare pentru Crina, care printre foarte multe alte specializări, iată că ai avut și un moment de căutare în domeniul artelor marțiale. Când, de ce și cât timp? Pentru mine începuturile au fost puțin agresive, să zic. Nevoia de artă marțială era nevoia de victorie, de a-mi valida anumite aspecte ale eului, de putere, de... Văzusem foarte multă violență și aveam impresia că devenind un maestru de artă marțială, m-ar fi ajutat să aplanez cumva această violență. De fapt, multă vreme, vreo 6 ani de zile, am crescut acea agresivitate în interiorul meu, până când, după 6 ani, mi-am dat seama că mergeam pe un drum greșit, că nu eram cu nimic, nu reușeam să aplanez conflicte, chiar simplu fapt că puteam să rezolv fizic niște conflicte, nu le rezolva în interiorul meu și asta m-a tulburat. Adică ajungi să fii foarte bun ca sport, ca și forță fizică, dar ai o anumită disciplină, rigoare, până când această disciplină și rigoare și voință cu care făceam treaba în exterior
Au început să creeze primele semințe de muncă interioară. Până când mi-am dat seama că nu-mi plăcea ceea ce deveneam și că totuși e vorba de arte marțiale. Pentru prima dată, după 6 ani, mi-a răsunat în cap cuvântul artă. Și am zis, wow, e o artă. Și din acel moment a început să devină karateul pentru mine o artă. Așa că din clasa 7 am început, după 6 ani, am început să merg spre artele marțiale și să le folosesc ca pe niște arte. Și am practicat de bază karatele tradițional, dar am trecut prin mai multe, prin toate stilurile pe care le-am găsit în Cluj sau disponibile, inclusiv prin tai chi, prin qigong, prin tot felul de sporturi care au pe lângă ele și o parte internă, de o parte energetică. Și titlul de maestru în care din aceste stiluri l-ai obținut? Este mai puțin relevant. Are legătură cu sabia, pentru că la un moment dat ajungi să-ți dai seama că tu și sportul și karateul sau sabia samuraiului, tu și sabia deveniți una, că de fapt tu ești sabia și că fiecare gest pe care îl faci, fiecare cuvânt pe care îl spui este o sabie care știm ce efecte poate să aibă. În continuare vom face o scurtă vizită în locul unde se antrenează cursanții și veți vedea ce înseamnă tai chi din punct de vedere practic în reportajul următor.
Așadar, în reportaj am atins problema, dar aici aș vrea acum să o dezvoltăm, și anume sănătatea, folosirea potențialului latente, educarea și disciplinarea minții. Cred că mulți dintre cei care au dezvoltat și apoi promovat artele marțiale au realizat faptul că o minte haotică nu poate să facă nimic bun. Și atunci aceste mișcări precise și controlate pot disciplina mintea. Așadar, cum se realizează disciplina minții? Încep eu? Te rog. Atunci când spun diverselor persoane că practic Tai Chi Chuan, ei spun, sport. Și eu m-am obosit deja să explic că, de fapt, artele marțiale nu sunt un sport. Sunt un sport pentru omul contemporan care dorește cu orice preț să transpire un pic, să-și pună un pic corpul în mișcare. Dar așa cum despre orice ramură de sport se vorbește ca despre o disciplină sportivă, eu aș veni, hai să spun cu o metaforă, artele marțiale sunt disciplina însăși. Iar disciplina, lucrul acesta trebuie înțeles și după părerea mea îl înțeleg numai cei care reușesc să ajungă la nivelele superioare ale desăvârșirii marțiale, disciplina este în primul rând corporală, prin acele mișcări care se repetă la nesfârșit, prin forma de 103-a școlii Yang, prin kataurile care se practică în diversele alte, în karate și pormă în diverse alte arte marțiale. Fiecare artă marțială are propriul său sistem de disciplinare a corpului. Dar să nu uităm, toate astea sunt numai instrumente de disciplinare a minții. Exact. Pentru că în cele din urmă, dacă nu se obține acea pace a minții, acea liniștire a fluctuațiilor mentale, exact, atunci doar a lucra la nivelul corpului este prea puțin. Altfel rămânem inutil, și aici dar Crina presupun că poate să confirme ce spun eu. Altfel, mulți practicanți rămân la nivelul de împărțitor de pumn și de palme cu piciorul. Eu trebuie să recunosc că ăsta era primul meu scop, deci cu care am apucat de artele marțiale, dar toți am fost tineri. Așa, până la urmă nu era așa. E vorba de acel transfer de conștiință la un moment dat, când din repetarea acestor mișcări de care zici tu, Mihai, ajungi la un moment dat să-ți dai seama că mintea începe să se miște într-un anumit fel, că emoțiile încep să ți se miște într-un anumit fel, că începi să schimbi etichetele pe care le-ai pus pe senzațiile fizice la un moment dat, de durere, de frică, să-ți dai seama, începi să le diseci, să desfacă înaintea ta ca o carte. După care, toate acele etichete pe care le foloseai la un moment dat nu-și mai au rostul, începe să fie altceva. Și atunci, pentru cel care reușește să devină curios de wow, ce se întâmplă cu mine? Că parcă eram altcineva, parcă gândeam altfel, parcă funcționam puțin altfel. Încep să funcționezi cu alte emoții, cu altă minte și dai seama la un moment dat că de fapt ai și alt corp. Și această imagine poate să fie super atractivă. Că încep să ai un corp foarte puternic, un corp echilibrat, o minte echilibrată și un emoțional foarte bun. Aici poate să apară la un moment dat acea parte de care vorbeam cu Cristi la un moment dat, orgoliu spiritual. Da. Să începi să vezi, pe mine m-a surprins foarte mult când am primit acea maestrie și sabia și chiar mă întrebam, atunci a fost prima dată, chiar de ce? Nu simțeam că aș merita să primesc. Pentru mine acea centură albă lată sau sabia, acea sabie care o primește la un moment dat, însemnau foarte mult. Însemna oarecum capătul călătoriei și mi s-a zis, nu, asta este abia începutul călătoriei. Și mi s-a părut minunat să dau seama că, de fapt, abia atunci începeam adevărata călătorie spre interiorul meu, spre acea cunoaștere de sine, care, până la urmă, pe mine, cum zice Cristi, m-a ajutat foarte mult să-mi rezolv problemele de sănătate pe care, de fapt, tot cu mintea, care era un cal nărăvaș la un moment dat, le-am creat. Da. E nevoie tocmai să abordăm această
orientare către sănătate și să punem accentul pe ea, pentru că sunt foarte multe alte școli ezoterice sau spirituale sau cum le-am numit în România și nu numai, unde oamenii încearcă să-și rezolve problemele, dar undeva pe drum se opresc, ei nu reușesc să treacă de anumite bariere și iată că de la disciplina minții ajungem și de la ceea ce foarte mulți oameni numesc energie, acel chi sau forța vieții, energie vitală, denumirile sunt diverse, dar se referă la unul și același lucru. Și avem deja un grad de disciplină a minții. Bun, acum în urma anilor de practică. Dar fără energie suficientă, mintea devine iar haotică. Și din ceea ce am văzut în imagini, precum și din motivația cursanților, exercițiile de la sală aduc în același timp și un aport energetic. Haideți să discutăm puțin despre această energie și care ar fi originea ei. În tradiția chineză, qi este o energie, hai să o numesc așa, localizabilă. Este o energie care, într-un fel, vine de peste tot, dar omul, printr-o hrănire corectă, printr-o respirație corectă, printr-o practică corporală corectă, reușește să o acumuleze într-o zonă care, să o numim așa, ar fi zona abdomenului inferior, ceea ce chinezii numesc dantian, adică câmpul de cinabru. Mă rog, e un nume poetic. Da. Chinezii au boala asta să dea nume poetice la tot ce se întâmplă. Au avut și timp în atâtea mii de ani, nu? să găsească denumiri poetice pentru orice. Ei, este ceva foarte pragmatic. Iar în artele marțiale, qi nu este decât un intermediar. Este un intermediar între yi, care este intenție, și li, care este forța. Deci qi-ul se acumulează în organismul nostru prin, cum spuneam, hrană, prin aer, prin apă, prin practica corporală. De aceea în tai chi se pune atâta accent pe o ținută corporală și pe o practică corporală foarte corectă și de un anume fel. Exact. Da? Asta permite acumularea qi-ului și permite transformarea practicantului și a luptătorului de tai chi într-un fel de bulgăre de fier care este învelit într-un strat de bumbac. Așa trebuie să înțelegem teoria chineză despre qi. Crina, poate crina. Din experiența mea legată de ce zici tu cu abdomenul, pe care noi îl numim în karate hara, așa, și locul de acumulare a energiei este, dacă putem observa, singurul loc care nu este acoperit de o platoșă. Creierul nostru, un organ foarte important, este bine ținut în cutia craniană. Inima noastră și plămânii sunt ținuți în cutia toracică. Organele noastre genitale și partea de aparat reproducător este ținută în bazin. Și rămâne o parte, culmea, o parte extrem de importantă, intestinele noastre, la un moment dat poate că o să vorbim noi despre un creier intestinal, sunt exact locul care este cel mai vulnerabil, să zicem, nu este acoperit de nicio platoșă. Este cel din care avem foarte mare mobilitate și totuși este atât de expus, atât de neprotejat, teoretic, de ceva... Sigur, trebuie să înțelegem simbolic treaba aceasta, pentru că aici... Toate simbolic sau nu, asta este structura corpului nostru. Nu întâmplător aici se acumulează foarte multă energie, o putem direcționa. Avem multe, să zic, manuale de anatomie energetică a corpului, dar până la urmă nu contează ce au găsit unii, contează ce experimentăm noi la acest nivel și ce putem face cu această energie. Cum putem să o acumulăm și cum putem să o pierdem foarte ușor din acest loc. Pentru că facem aceste mișcări, această disciplină, foarte bine învățăm, practic, să ne canalizăm această energie pe care o aducem din univers, lăsând universul să curgă prin interiorul nostru, prin intermediul acestor mișcări. Deci qigongul, clar că... În altă ordine de idee, scuză-mă, Cristi, qigongul nu este decât asta. Adică este un ansamblu de practici corporale care au strict menirea acumulării energiei. O numim qi, o numim oricum am numit-o. Constatăm că prin aceste mișcări, energia noastră este
amplificată. Karateul, în schimb, așa cum l-am înțeles și practicat eu în ultimii ani, e puțin altfel. Practic, aduce energie și dă energie. Deci folosești, ca și banii primești, îi folosești. E ca și... dacă pentru mine acea acumulare, practic... până la urmă folosești cumva, nu se poate doar să acumulezi. Să nu uităm, asta este însăși definiția stilurilor marțiale externe. Aduce energie, trimiți energie. În tai chi, acumulăm energie și dăm exact numai cât trebuie. Suntem zgârciți. Așa. Suntem zgârciți. Pentru mine această zgârcenie, practic, se transformă în... a conștientiza ce dai și cât dai și cui dai. Da. Și în momentul în care ceea ce dai este iubirea necondiționată, cui dai este întreaga creație pe care o avem la îndemână și toți ceilalți care până la urmă suntem noi, atunci și când devii conștient că tot ce faci celorlalți îți faci de fapt ție și că ei reprezintă imaginea ta în oglindă, atunci ceea ce dai este doar acea curgere a Universului. Ești acolo, da, și lași. Sunt de acord cu tine. Foarte frumos sună, dar e mai greu să fii așa când acea parte a Universului vine spre tine dorind să-ți tragă câțiva puncte. Aici ajungem la legea atracției și atragem spre noi acea atitudine din exterior care să reprezinte oglinda interiorului. N-am mai atras spre mine această violență și agresivitate din momentul în care în interiorul meu a fost pace. Deci în momentul în care în tine este liniște, în tot universul este liniște. În momentul în care e cineva care vrea să-ți facă rău, cu siguranță în tine nu este acea... Adică vine și chiar încearcă să-ți facă rău, în tine nu înțeleg, este acea liniște. Deci, până acum am aflat câteva lucruri foarte importante. Am aflat despre necesitatea educării corpului, a minții. Am aflat despre această utilizare a energiei. Este clar că avem în corp mai multe feluri de resurse care în anumite condiții pot să suplimenteze organismul cu energie, o energie pe care el și-o obține și în urma metabolizării hranei, dar aici diferențiem două situații, și anume cei care deja o folosesc în mod nativ sau automat și cei care au nevoie în permanență de anumite practici care să le furnizeze suplimentarea necesară și care sunt de fapt marea majoritate. Și aici aș vrea puțin să insist pe următorul lucru, și anume, practica este bună, dar dependența de practică, adică în continuu practică, și cum ai lăsat-o, deja nu mai apar rezultate. Pentru că asta totuși nu este ceea ce ar trebui să fie. Da, aici sunt perfect de acord cu tine și pe undeva... În felul ăsta se explică creșterea interesului pentru diversele practici corporale. Faptul că oamenii au ajuns, fie prin lămurire culturală și fie din propria experiență, să constate că ei au un instrument minunat la dispoziție și acela este corpul. Și ei câteodată nu-l folosesc și câteodată chiar își bat joc de el. În consecință, eu consider că asta este adevărata problemă. Dependența de practică, da, este ca un drog. Crina poate să confirme momentul în care depui efort și momentul în care pulsul tău crește la 180-200, se produc niște, cum să zic, modificări biochimice în organismul tău care îți creează de-a drept o stare de plăcere, de euforie, poate. Dar nu asta este... Calea. Pentru că s-a întâmplat, eu am auzit multe lucruri de genul că în momentul în care cineva a renunțat la o anumită școală, sau nu a renunțat, să zic, n-a mai practicat, da, de obicei s-a confruntat cu un fenomen de, în ghilimele, cădere. Dar iată că nu-i cazul Crinei, pentru că ea a practicat 16 ani, acum... Am făcut o pauză. Ai făcut o pauză, deoarece ai decrescut 4 copii, deci este așa un element foarte important care a intervenit în viața ta. Și totuși, poți confirma că te-ai dezvoltat în continuare în profunzimile ființei tale foarte, foarte bine și, așa după cum vom vedea mai departe, ai foarte multe lucruri interesante legate de anumite experiențe pe care le-ai realizat. Și ajungem la capitolul sănătate, deoarece artele favorizează
suplimentarea energiei vitale în corp și haideți să ne povestești ceva despre experiența ta. Folosim foarte multă energie în fiecare clipă pentru că spre noi vine în permanență o infinitate de impresii. Impresiile astea, știm foarte bine, sunt de fapt câmpuri electromagnetice, indiferent ce vedem, ce auzim, ce mirosim, ce atingem, deci tot ce pătrunde în interiorul nostru prin intermediul celor cinci simțuri. Poate nu neapărat chiar electromagnetice, pentru că acum o să înfuriem pe fizicieni. Bun, hai să le spunem niște câmpuri. Câmpuri, niște bun, câmpuri. Hai să nu le dăm un nume. Aceste câmpuri, până la urmă, se traduc în niște semnale electrice care, propagate prin interiorul, intermediul nervilor noștri, ajung la creier. E bine, aici se face toată procesarea, tot ce... și se dau comenzi. Ei bine, în funcție de impresiile care vin spre noi, aceste câmpuri și răspunsurile pe care noi le dăm Universului, pierdem sau păstrăm sau direcționăm sau acumulăm energie. Ei bine, atunci când nu curge... Povestește-ne cazul, hai să intrăm direct la... Nu mai curgea energie prin mine așa cum trebuie, așa. Pentru că impresiile pe care le primeam din afară primiseră un feedback greșit, să zic așa. De la nivelul mansardei, de creier și procesarea de la nivelul minții, semnalele pe care le trimiteam în exterior erau, să zic, virusate, ca niște programe care, la un moment dat, pe parcursul vieții, le-am asumat, le-am învățat de la cineva, ele au rămas acolo undeva în umbră și au... Subconștient, poate. Unde vrei tu. Să zicem. Așa, și au devenit executabile într-un anumit moment al vieții mele. Practic, de la nivelul ego-ului nostru, diferit de conștiința noastră, au început să mi se execute automat niște programe pe care la un moment dat nu le-am mai putut controla. Așa m-am trezit la un moment dat cu o leucemie, apoi m-am trezit cu un cancer. Și cancerul și leucemia, de fapt, noi nu știm, sunt practic finalul conflictului psihologic care are loc în interior. Asta ne explică și noua medicină germană a lui Hammer. Nu știa Hammer de atâta energie, de karate, de mișcări, de el știa foarte bine că în momentul în care există un conflict psihologic în interiorul corpului... Pe care l-a observat la fiul său, pentru pe că care l-a observat la fiul său, la soția sa și la el însuși, care fiecare... Bine, fiul său a avut un accident, el și soția au făcut câte un cancer și lucrând pe oncologie, practic, și-a dat seama că toți pacienții săi au avut un conflict psihologic cu anumite caracteristici. Cea mai importantă dintre ele este faptul că nu aveau cu cine discuta, nu aveau acel grup de suport sau în interiorul lor nu asumau faptul că pot să găsească resurse cu care să facă față. Deci această energie de care vorbim noi, ei nu mai credeau că pot și aveau în spate acele programe virusate care vin și spun, ai făcut cancer, o să mori. Deci noi practic începem să asumăm automat niște programe pe care societatea ni le-a inoculat la un moment dat. Și eu am crezut că de cancer se moare, eu chiar așteptam să mor, tu știi foarte bine. Da. Nu știam de ce nu mai mor odată. De ce? Pentru că mie nu mi-era frică de moarte. Nu mi-era frică de durere. Neavând aceste frici, corpul nu s-a epuizat în acel moment, pentru că, așa cum zice și Hammer, omul nu moare de cancer, omul moare de epuizare, de frica de moarte. Deci în momentul în care vine cineva și îți pune un diagnostic de cancer, începi să o iei pe arătură. Chiar povesteam zilele astea cu cineva, zice, din greșeală mi-a greșit cineva analizele, mi-au zis că am leucemie, zice, în 2 ore eram atât de palici, mi-era atât de rău încât am crezut că voi muri. Zice, mi-au luat luni de zile să mă întreb dacă într-adevăr analizele alea nu erau cele reale și dacă astea sunt cele bune. Și jocul minții, acel haotism care se întâmplă la nivelul minții, este teribil, pentru că vine cu o grămadă de backup-uri de programe pe care le-am asumat în timp și care nu fac decât să ne saboteze. Noi ne considerăm ființe foarte evoluate, având acest creier spre deosebire de plante și animale. Dar o să vedem că în lumea animală, atunci când apare un cancer, el se resoarbe foarte firesc, mult mai firesc decât la om. Și animalele domestice, cele care încep să asume programe și comportamente ale oamenilor, sunt cele care scapă mult mai greu de boli. Da, pentru că omul este cel care își aduce boala. Deci boala nu vine ca o consecință a hazardului, a întâmplării, a furiei lui cuiva. Și aici aș vrea puțin să întrerup logica derulării acestei discuții foarte interesante pentru a mai lămuri o chestiune care ține oarecum de domeniul miturilor. Pentru că în România și nu numai,
crește îngrijorător de mult numărul de adepți care cred tot felul de idei și deseori în emisiunile Știință și Cunoaștere demolăm aceste mituri, deoarece ele sunt non-cunoaștere. Eu nu am spus niciodată că nu ar exista anumite interese, zic, economice, politice sau militare la nivel global, dar viața noastră individuală se desfășoară totuși în cu totul alte coordonate. Întrebarea mea pentru ambivitați este dacă au avut vreodată piedici din partea autorităților cu privire la aceste practici, la desfășurarea lor. Pentru mine o să fie foarte simplu, nu am avut nicio piedică. Probabil că la un moment dat, având o anumită disciplină interioară, devii și invizibil pentru ceilalți. Făcând legătura cu ce spunea Crina adineauri, legat de felul în care atrage anumite atitudini din partea celor cu care interacționezi, atâta vreme cât am avut o practică care a fost legitimă, a fost în sfera normalului, a fost în sfera umanului, nu am avut niciodată de a face cu nici un fel de intervenții, să zicem, sau blocaje din partea autorităților. Cu ce ne-am confruntat a fost poate lipsa de înțelegere a oamenilor. Ne confruntăm în permanență cu cenzura mult mai severă a omului de rând. Exact, exact. Îți spuneam, Cristi, la un moment dat, la târgul Ecovita, de anul trecut, acolo unde clubul nostru, Mingdao, a avut un stand. Da, exact, da. Da. Pe lângă noi, erau tot felul de standuri ale diverselor firme care prezentau procedee terapeutice. Toate bazate pe tot felul de substanțe chimice, pe așa curenți, te întindeai frumos pe o saltea, te legau la niște aparate electrice și te puneau în mișcare. La standul nostru nu se oprea mai nimeni. Îmi pare rău, cu tristețe vă spun lucrul ăsta. Acolo, unde erau proceduri de stat nemișcat o oră și să ți se facă, acolo era coadă. Da. Și asta e de-a dreptul o cenzură, fiindcă omul care se ridică din fața televizorului ca să meargă să petreacă o oră animat de niște curenți, sau de niște mâini, sau lumină. Vreau să zic că acel om își bate joc de viața lui. Sunt grade și grade de inconștiență și de necunoaștere de sine atâta timp cât nu știm cine suntem. Este foarte ușor să ți se externalizeze acel control. Deci nu mai ești tu cel care cântă la vioara personală și toată lumea asta, cum zicea Cristi, există o grămadă de interese și până la urmă fiecare își vânează interesul. Noi suntem aici responsabili de ceea ce suntem. Poate o să pară dur ceea ce spun, dar pe ceea ce suntem în acest moment am dat toată viața noastră de până în această clipă. Fiecare clip a vieții noastre care a trecut până acum a creat ceea ce suntem noi. Sigur. Și suntem perfect responsabili de tot ceea ce am creat, de ceea ce suntem în această clipă. Și dacă nu suntem mulțumiți, ei bine... Eu sunt foarte mulțumit. Eu nu sunt mulțumit să văd că alții nu fac nicio strădanie. Nu pentru evoluția lor spirituală sau pentru desăvârșirea lor sufletească, ci pur și simplu pentru instrumentul ăsta. Ăsta. Bucuria lor de a exista. Exact. De a putea sta pe picioare. De a nu te împiedica la primul prag. Da. De a nu cădea când cobor scările și așa mai departe. Fiecare dintre noi atragem spre noi, la nivelul nostru de înțelegere, tot ceea ce ni se întâmplă în viață. E bine, rezultatele muncii noastre, cel care se împiedică... Eu m-am apucat la un moment dat să țin niște cursuri pentru vârstnici, tocmai pentru a crea socializare, pentru a le crea anumită condiție fizică. Am făcut cursuri pentru tineri, pentru a-i învăța să-și coordoneze. Vreau să merg la un moment dat în școli, mă chemau profesori diriginți, pentru a-i învăța să aibă o anumită disciplină emoțională, fizică, mentală. Pentru ca ei să atragă spre ei
cu totul alte circumstanțe, să poată face alegeri conștiente, alegeri care să vină dintr-o disciplină interioară, să învețe cât de ușor sunt manipulabili, pentru că noi știm foarte bine, există o psihologie a reclamei, o armată întreagă de psihologi stă să ne vâneze cele mai intime senzații pe care să pună acele etichete pe care le vor ei pentru ca noi să fim sclavi. Ei bine, această sclavie a noastră, de ea suntem și noi responsabili. Fiecare pentru toți ceilalți, pentru că dacă ție ți se întâmplă ceva și nu te trag de mână, că sau mie mi se întâmplă ceva și ție nu-ți pasă, suntem responsabili amândoi, nu doar cel care. Asta și atunci, dacă în jurul... Că vina se dă numai pe... că uite, acolo... Da, noi stăm dar crina e de aceea, da, nu eu de aceea nicio... sunt aici, ca să le evident spun telespectatorilor, oameni buni. După ce se termină această emisiune, eu mă duc acasă să-mi fac programul de pregătire de 2 ore. Vă rog frumos, veniți și voi la sală, măcar o jumătate de oră. O dată pe săptămână. Învățați ceva, faceți ceva pentru voi. Da, spui unor oameni care psihologic văd altceva. Deci eu, din punctul de vedere a psihologului, văd la nivel de autocontrol acea dificultate foarte mare de ieși din aceste programe pe care ei le au, pentru că 2 ore de mișcare, păi băi, mai e mult mai simplu să stau 2 ore la telenovele sau vine vecina și stăm la bârfe 2 ceasuri sau eu știu, îmi vine nepoțelul îngrijit. Să mă duc eu să fac mișcare și copiii au nevoie de mine. Nu știm să luăm copilul să-l ducem cu noi, să o luăm pe vecină cu noi la un pic de mișcare, să-i arătăm că punerea în mișcare al corpului, ce zicea Cristi, această acumulare, practic noi în momentul în care stagnăm, ca și protonul, acel câmp de stagnare, de imobilitate, suntem practic morți. În momentul în care începem să ne mișcăm, nu neapărat la nivel fizic, nu trebuie neapărat să spargi cărămizi și să faci, cum zice lumea, faci balet când te vede că faci mișcări de tai chi. Nu e neapărat să faci aceste mișcări. Acea mobilitate trebuie să existe la nivelul minții. Și omul care stă în scaun cu rotile și cel care, să zic, nu se poate mișca pentru că, să zic așa, l-au adus circumstanțele vieții, dacă reușește să facă acea mobilitate și disciplină la nivelul minții, va începe să se miște. Eu am avut la un moment dat un accident în care practic urma să rămân paralizată și mă uitam. La început cu groază mă gândeam că nu mă voi mai putea mișca din scaun, apoi mă uitam afară la pisici. Dar spune despre ce vii. Am avut un accident de mașină, am avut să o fractură de coloană, la un moment dat, detaliile medicale nu contează, ideea era că urma să paralizez și că nu era nicio treabă, nu era nimic de făcut la treaba asta și mi s-au spus că șansele de operație și de a rămâne recuperare așa sunt foarte mici. Și atunci am zis, păi de ce să mă mai ciupârțiți? Las că e bine așa. Și m-am dus acasă și mă uitam, aveam în curte 9 pisici, mă uitam cum se cațără și cum se întind. Și practic au început să-mi pun mintea în mișcare de la cele programe virusate care îmi spuneau, din punct de vedere a unor medici și al meu, ca și medic, că o să rămâi paralizată, nu o să mai poți mișca, o să trebuiască să te împingă ăștia cu căruciorul. Și am zis, oare ce aș putea să fac? Și am început să mă întind ca și pisicile, cât puteam. La marja de durere pe care o aveam, am început să mă întind. Am zis, nu va fi așa. Mi-aminteam de filmele pe care le-am văzut cu Bruce Lee, care era întins și în toate felurile. Și acea disciplină a minții, când începi să te pui pe tine în mișcare, când am transformat acele programe virusate, m-am eliberat de ele și am pus în locul lor niște programe care ziceau, mă pot întinde, voi putea merge, totul va fi în regulă. Deci, practic, ai aplicat la modul cel mai practic acele noțiuni și acele idei care se învață la artele marțiale. Da, dar ajunsesem la acel grad de saturație, în momentul în care, nu știu, saturație, disperare, acea energie care la un moment dat se acumulează suficient de mult. Unii o fac la mânie, alții o fac, încep să transmute acea energie, să zicem, vulgară, într-o energie mult mai canalizată, mult mai disciplinată spre ceva. Pentru că noi avem o grămadă de energie sexuală, o grămadă de energie pe care o avem din alimente, o grămadă de energie de la toți centrii mașinuței noastre. Avem energie intelectuală, energie emoțională, instinctele noastre sunt niște forțe energetice foarte puternice. Ideea e să înveți să le canalizezi tu pe ele și să nu fie ele cele care te canalizează pe tine. Exact. Acea forță a voinței și a intenției. În momentul în care canalizezi aceste două forțe, practic poți să creezi lumi și realități. Da. Și să vorbim puțin, văd că vrei să arăți... Da, ce voiam să arăt, ca să fie foarte clar, dacă... Stați un pic. Așa. Deci aceasta este
deviza clubului nostru, care se numește Club Sportiv. Dar tot ceea ce am spus până acum se potrivește foarte bine cu această deviză. Fii tot ceea ce ești. Noi acum, din păcate, cu programele astea virusate despre care vorbește Crina, nu știm ce suntem. Nu știm ce putem. Nu știm până unde putem să mergem în autocunoaștere, în străpungerea barierelor care ni se ridică în față. Nu știm ce avem și cum putem să dispunem. De aceea, tuturor le spun, și asta este deviza în care cred cu cea mai mare tărie, fii tot ceea ce ești, fiindcă fiecare dintre noi, și Crina poate să confirme, ea a realizat pe plan psiho-emoțional și fizic lucruri care nu sunt la îndemâna oricui. Ea este dovada vie, uitați-vă la ea. Ea este dovada vie că în noi zac niște puteri colosale. Pe care avem ignoranța să le numim puteri paranormale. Nu sunt paranormale, nici măcar latente. Sunt latentizate, dacă îmi permiteți un barbarism. Adormite. Sunt adormite de confortul civilizației moderne. De confortul statului în fotoliu, la televizor, de confortul condusului în mașini performante, de confortul zborului cu avionul, de confort. Și cum, prin acest confort, am putea adăuga ceva la ceea ce suntem, la mintea noastră. Acumulează chiar și aspecte spirituale. Asta e problema noastră, că noi amputăm. Asta facem. De fapt, încercând să adăugăm ceva la ceva care deja este. O spun toate filozofiile, toate religiile, o spun la un moment dat, eu sunt cel ce sunt, voi sunteți, noi, eu sunt. Și de la acest eu, cine sunt? Noi pe templu din Delphi. Da, dar deci, ceea ce adăugăm noi, de fapt, sunt conținuturi ale minții, cum spunea și Eckhart Tolle, adică numai doar teorii, idei, învățături. Care nu pot să adauge nimic la ceea ce suntem, de fapt. Și doar ele ar trebui descoperite. Bernard Claudel a spus, civilizația este ceea ce omul a adăugat omului. E minunat ce a spus, fiindcă au fost secole și milenii în care omul în permanență a adăugat ceva propriei sale naturi. Acum, cu atâta goană prin hipermarketuri și prin mall-uri, cu atâta zăcut pe canapele în fața televizorului, gândiți-vă în serialul Bandi, care a făcut furori. Care era obiectul central al filmulețului? Canapeaua. Da? Omul acum a început să înlăture câte ceva din propria lui natură. Propria natură este ca o femeie geloasă. Când te îndepărtezi, de ea, îți face zile amare. Da. Foarte pe scurt, că ne apropiem deja de final, Crina, câteva cuvinte despre autovindecare. Ce înseamnă și cum o prezinți pacienților sau cunoștințelor care vin să te asculte la cele conferințe? Autovindecarea reprezintă firescul a ceea ce suntem noi de fapt. Noi suntem meniți să ne putem vindeca singuri. Faptul că nu ne vindecăm este de fapt o anomalie. Faptul că noi ne credem bolnavi și că ne-am setat și ne-am băgat aceste programe virusate sunt de fapt ceea ce trebuie să scoatem de acolo și să înlocuim cu acea reamintirea faptului că suntem întregi, că sănătatea este ceea ce e starea noastră firească și boala vine ca o alterare a stării de bine, a ceea ce noi numim sănătate. Deci, bine, această alterare este reversibilă, cum o demonstrează și Lipton și am înțeles că vei prezenta materialele. Exact, începând de săptămânile viitoare, da. Mă bucur foarte tare. Pentru că e foarte important să ne dăm seama că tot ce se întâmplă în interiorul nostru, atunci când scoatem programele noastre virusate, devine reversibil, un cancer. Deci, nici măcar nu mi-am dat seama că mi-au dispărut ganglionii, nu mi-am dat seama când am început să am... Deci era în ultima fază, deci cancer în gradul de metastaze. Bun, când nu mai aveam dureri de oase, când am început să pot să stau în picioare... Tot ce observam era acel progres, acea bucurie de viață. Nu poți să ajuți pe cineva să se vindece dacă nu să învețe să se autovindece, dacă nu reușește să-și acceseze acea stare de bucurie interioară, dorință de viață, cum zice și Angel Escudero. Sunt o mulțime de medici care fiecare vine și îți spune
omule, dacă tu nu ai bucurie de viață, la ce să trăiești? La ce-ți folosește sănătatea? Să stai să butonezi tembelcomanda și să te duci la supermarket? Păi pentru așa ceva n-ai nevoie să te vindeci, fratele meu. Ai nevoie să te vindeci ca să începi să trăiești, ca să începi să te bucuri de viață, scaști ochii la un răsărit de soare, la un apus, la o adieră de vânt, să începi să simți, să fii acolo alături de bucuria celorlalți. Dacă trăiești în cușca ta micuță, în acvariul tău, păi la ce-ți folosește să te vindeci? Că deja cred că știi toți pereții și toate... Da, însă și sănătatea reprezintă un efect al prezenței acestei bucurii față de viață. În momentul în care nu mai avem, în mod automat nu mai avem sănătate. Apropo de instrumente... Un feedback a stării noastre de bine și de sănătate și de bucurie interioară este cantitatea de salivă lichidă pe care o avem la nivelul gurii. În momentul în care în gura noastră se secretă... Se lasă gura apă, da? Exact! Când vezi avem... un tort exact. Sau, mă rog, deci, alte lucruri. Dacă nu reușim să... Cei bolnavi, dacă nu reușesc să-și acceseze un motiv pentru care să se bucure, pentru care să vrea să trăiască, pentru care să vrea să fie sănătoși, e important să se gândească la, cum zici tu, ceva care le lasă gura apă, ceva, da. Niște amintiri, acele stări resursă din psihologie și din programarea neurolingvistică, pe care le accesăm în momentul în care avem nevoie, când ne simțim dezenergizați. E bine, este suficient pentru că în creierul nostru se activează exact aceleași zone și dacă vezi un lucru și dacă te gândești la el, și atunci, practic, dacă accesezi acea stare resursă, e suficient să activezi aceste glande salivare și să-ți crească foarte mult imunitatea și capacitatea de a face față oricărui stres, oricărui conflict psihologic. Pe de altă parte, este foarte important să reușim să ne iubim, să ne iertăm și să ne acceptăm pe noi așa cum suntem, pentru că indiferent ce am fi făcut vreodată, nu este de neiertat, de neiubit, de neacceptat. A trecut deja. Ce sens are să te mai tormentezi cu el? Ce sens are să-ți mai maci în conștiință? A trecut. E bine, în această clipă, ce pot să fac din ceea ce sunt? Și pe de altă parte, noi și trebuie să recunoaștem și că nu suntem într-o perfecțiune, noi nu trăim într-un absolut. Suntem așa cum suntem, cu calități, cu defecte, și de aceea trebuie să reușim să... Și defectele noastre nu sunt să le insurmontabile. Deci, să le corectăm pe parcurs. Vezi, e vorba, noi zicem de o corecție, pentru mine e vorba de a ne reaminti în permanență că suntem perfecți. Și în momentul în care tu ți-amintești că ești perfect, aceste defecte vin și trec. Ele sunt acele egouri, acei musafiri care au venit și pleacă ca orice musafir. Starea mea este această stare... Imperfecțiunea, sigur, aici eu mă referam la partea de ego și de ființă duală. Bun, mintea... Pentru că perfecțiunea este, sigur, dincolo de aspectul acesta al... Bun, dar ajungi la ea, trecând prin toate hățișurile vieții și dându-ți seama că la un moment dat ceea ce ție ți se părea, prin chestia asta nu o să trec, asta e de neiertat, am făcut un păcat capital, e imposibil. Și îți dai seama că, uite, au trecut o zi, două, trei, o lună, un an, e bine, povestea respectivă a trecut, wow! E de mult de când s-a întâmplat acest lucru. Da, Mihai, mai avem doar câteva minute. Despre aceste cărți ne spui câteva cuvinte? Da, cu mare plăcere. Aceste cărți sunt un reflex al felului în care eu înțeleg să-mi fac datoria față de semenii mei. Îmi fac datoria față de semenii mei ca instructor, maestru de arte marțiale, unde îi învăț să fie tot ceea ce ei pot să fie. Sau încerc să-i lămuresc să se îndrepte spre astfel de direcție. Legat de, cum să vă spun, grija pentru spiritualitatea colaboratorilor și a tuturor celor care sunt interesați de această cale, am realizat versiuni proprii ale celor două scrieri care întemeiază cultura chineză, adică Tao Te Ching și, mă rog, Confucius, Analectele lui Confucius. Și cât timp mai avem ca să nu... Cam două minute. Două minute și atunci, ultima, aici... Este un volum scris în ceva cu totul neobișnuit, care ceva cu totul nu neobișnuit. Se leagă de tai chi, vorba dar... de nu face parte tot din grija mea pentru semenii mei într-o rațiune. E aici este vorba despre bioeconomie, o știință pe care am creat-o pentru a încerca să aduc un răspuns pe cât se poate de interesant la problematica interacțiunii între umanitate și mediul natural. Să nu uităm, sunt doctor în economie. Am fost doctor în economie înainte de a fi maestru de tai chi. E o carte foarte complicată. Eu am încercat să o parcurg, dar spre rușinea mea nu m-am simțit în stare să o pătrund așa în
în detalii cum îmi place mie să studiez lucrurile. Dar cred că este dacă ceva mă mai inviți o dată în emisiune, promit să realizez o scurtă versiune pe înțelesul marelui public. Da, atunci e foarte bine așa. Mai avem doar un minut până la finalul emisiunii. Sănătatea va fi întotdeauna o temă de interes pentru serialul nostru, ea fiind legată cu ideea centrală de ridicare a nivelului de calitate a vieții prin activarea potențialelor fizice, biologice și mentale. Le mulțumesc invitaților și dumneavoastră pentru participare și vă anunț că începând de săptămâna viitoare vom difuza 4 episoade ale unui DVD care se numește Noua Biologie, acolo unde mintea și materia se întâlnesc, realizat de profesorul de biologie Bruce Lipton din Statele Unite. Veți vedea și veți afla lucruri absolut uimitoare și vă sugerez să revizionați în fiecare luni dimineața la ora 11 reluarea transmisiei noastre în direct a acestei emisiuni. Știința este refuzul de a crede pe bază de speranță. Fiți alături de noi data viitoare la o nouă întâlnire cu serialul Știință și Cunoaștere.